Împerecherea unor mănuși pentru niște potențiale lăbuțe e un proces amuzant, dar migălos. E făcut și mai amuzant de cântecul pentru testarea mănușilor. Există un cântec? Și sună aproximativ așa. Una, două mănuși mici, verse de zvoi. Patru, cinci mănuși ca un puf de moi. Șapte, opt și alte mănușele grozave. Trei perechi de mănuși am testat. Strofa a doua nu e ca prima. Cine a mai auzit să testezi o mănușă? Asta e o treabă doar pentru pisicuțe. Și care e rostul acestui cântahat? De ce sunt de jucării înconjurat? Unele sunt mai bune la oameni de zăpadă, altele îți dau cu ceară mașina toată. Cele calde când schie se fac să urli, da. Fără jucările ce sunt bune n-ai afla. Apoi la locurile lor le aranjez sigiliul cu gemenele pe ele lipește. Așa știi că au fost testate pentru fete și băieți toate. Stai o secundă, pasul nu mai puține cu mănușele care vin, tot vin spre mine. Unele sunt prea mari și nu se potrivesc în gălăgia asta, nu mai pot să gândesc. Și acum cu toții. Pe onoarea mea, deja e timpul să plecăm?